Cu 20 de milioane de locuitori, din care doar 4,8 sunt salariați, iar un sfert lucrează la stat, România rămâne cu eticheta de stat asistat social, căruia încă îi lipsește strategia pentru crearea unei clase de mijloc puternice. Dacă în state precum Ungaria sau Cehia rata de ocupare a populației este de 40-50%, România rămâne cu un procent modest de doar 23% din populație cu statut de salariat și cu peste 400.000 de pensionari mai mulți decât salariați. Dacă doar în București, Timiș, Sibiu sau Brașov rata de ocupare a populației depășește 30%, în județe precum Giurgiu, Botoșani sau Vaslui, doar 1 din 10 locuitori are un loc de muncă. În completarea acestor date vine și situația privind rata șomajului, aproape dublă față de cea înregistrată la nivelul național în județe precum Teleorman, Vaslui, Mehedinți, Alba sau Dolj. În materie de salarii, analiza hărții pe județe a salariilor medii arată că la 7 ani de la integrarea în Uniunea Europeană, România este departe de a avea salarii comparabile cu cele din statele membre. Astfel, salariul mediu net a ajuns anul trecut la 1.579 de lei, circa 360 de euro net pe lună, la nivel național, fiind de 3 ori mai scăzut față de nivelul salariului mediu din statele Uniunii Europene, care este de circa 1.000 de euro net pe lună. Sărăcia populației este reflectată și prin nivelul scăzut al salariilor primite de cei care încă au un loc de muncă în județele ocolite de investitori. Astfel, în Harghita, salariul mediu este de 1.130 de lei pe lună, iar pe următoarele locuri în clasamentul celor mai mici salarii medii din țară se află Bihor cu 1.155 de lei, Maramureș cu 1.165 de lei, Vaslui cu 1.172 de lei și Covasna cu 1.179 de lei. La polul opus se află municipiul București, unde salariul mediu a ajuns la 2.304 lei net pe lună.